Salut, prieteni! Mihai Stepanov cu un video cu explicații despre promoția de la KuCoin cu CoinPlay, unde se va da pe 10 februarie $1,000,000 în două tranșe. $500,000 vor primi primii 500 de oameni care se vor plasa. Deci, în interior o să arăt cum vedem noi acest lucru. Iar 50 de oameni vor primi câte $10,000. Acum, ca să aveți șansa de a participa la această promoție, trebuiește, după ce ați făcut înregistrare, să adunați ceva puncte acolo, ca să vadă că sunteți activi. Pur și simplu, dacă ați făcut înregistrare, nu este de ajuns. În acest caz, nu o să participați la loterie. De ce vreau să spun acest lucru? Pentru că în comentarii am mai scris acest lucru. După înregistrare faceți acești pași. Primul, a doilea, a treilea. Mai este încă aici, dacă dați la video, în descriere. Eu tot am plasat acești pași. Deci vă uitați la screen-urile acestea ce trebuie de făcut. Iar acum în video voi încerca să vă arăt. Pentru că uitați-vă. Sunt persoane care au făcut cum trebuie. Ei sunt activi. Statutul este aprobat. Sunt persoane la care statutul nu este aprobat. Vedeți, sunt 7 persoane care s-au înregistrat, dar nu au făcut nicio activitate. Deci ei nu sunt aprobați. Deci trebuie să nimeriți în lista la cei care sunt aprobați. Deci, vedeți, din 17 oameni înregistrați, undeva aproape jumate, n-au făcut ce trebuie până în final. Ce trebuie de făcut? După ce ați făcut înregistrare, ați intrat în interior, trebuie să intrați în Play. De curs se încarcă. După aceea, aici sunt mai multe promoții care se fac pe acest site. De ce acest site, dacă ați făcut odată înregistrare, puteți pe urmă să luați alte promoții. Deci noi acum vorbim de promoție cu $1,000,000 care se termină peste 21 de zile. Este o promoție care peste 2 zile se termină, alta peste 4 zile, alta peste 11 zile. Și fiecare are promoția ei cu cantitatea ei de monete care se repartizează. Aceste monete sunt care cursul poate să crească, poate să cadă, pe când USDT este moneta care este legată de dolar, adică ea tot timpul are un dolar preț. Deci dacă se dă $1,000,000, deci el $1,000,000 va fi și pe 10 februarie. Acum trebuie să intrați în Play. La pasul 2 și pasul 3 de intrat în Yarn Point, de adunat puncte. Mai jos sunt sarcinile care nouă ne permit să adunăm puncte și fiecare sarcină mai jos a scris câte puncte ea ne dă dacă o îndeplinim. De ce uitați ce se cere la această sarcină? Sunt sarcini care eu le-am făcut, de pildă, care concret puncte se dă. Sunt altele care încă sunt verifică. Când se va verifica, va apărea pe balanța mea aceste puncte. Deci, de pildă ce scrie că 15 puncte sau 16 poate făcut, apăsați pe sarcină și aici scrie condiția ce trebuie să faceți. După ce apăsați și începeți procedura de a face ce se cere pentru a primi aceste puncte care mai jos. De pildă, trebuie să trec la Twitter. Și să fac ce a scris că n-am citit atent. Să fac retweet. Bun, fac retweet. După aceea vin și apăs aici.
кума, ведеться саршна софакут, но не ми компликата. Час лукру треба сфачи сивой. Iar când va fi verificată și va vedea că am făcut corect sarcina aceasta, voi primi 16 puncte, cât i-a costat. Deci că așa ceva trebuie să faceți și voi. Deci nu este nimic complicat. Faceți și uitați-vă, aici scrie că 500 de oameni vor primi câte 1000 de dolari, iar 50 de oameni, dacă nu e clar, faceți traducere. На лимба каре дориц. Видец, чини ва каштега. Топ 500 вор прими кте умеи. Плюс 50 кадикатор ла антемпларе, каре вор прими кте 10.000 де долари. Де че е ка са фиц printre participanții cei care vor lua parte la loterie, trebuie să fiți activ. Nu este de ajuns să fiți înregistrat. Dacă nu puteți invita ca să nimeriți în top 500, nu-i problemă. Cel puțin faceți-vă să aveți șansa de a câștiga posibil dacă o să fiți norocoș. Eu nu zic că asta e sigur că o să câștigați, dar cel puțin este o șansă. De ce să nu o folosiți? Eu asta nu înțeleg. Pur și simplu, cred că mulți din voi nu știau că trebuie de făcut activitate. De ce am făcut acest video? Ca să vă ajut. Cam atât ce am vrut spun. Numai bine.